Salutare tuturor! La fel ca și după alegerile locale, mi-au trebuit câteva zile, și de data aceasta, să-mi revin după campanie și să mă odihnesc și să mă-mi adun un picuț gândurile după acest rezultat, pe care vreau să-l discutăm un picuț de data aceasta, nu o să mai fac acel clip în natură la relaxare. Nu că ar fi un rezultat prost pentru partidele de dreapta, PNL sau pluseriști. Să ne aducem aminte că în 2016, după 3 ani de guvernare PSD și un an de guvernare tehnocrată cu Cioloș ca premier, PNL-ul la parlamentare obținea un scor de 20%, iar USR obținea un scor de 9%. Erau 3 ani de guvernare care au scos românii în stradă și PSD obținea un scor de 45% în 2016 la aceleași alegeri pentru parlament. Acum, după alți 4 ani de zile, tot în același context, 3 ani dezastroși de guvernare PSD și un an de guvernare liberală cu Orban premier, PNL-ul obține un scor de 25%, USR-ul un scor de 15%, deci ambele partide câștigă 5% față de scrutinul electoral parlamentar trecut, iar PSD-ul pierde și obține undeva la 29%. Deci mai mult de 10%. Matematica nu minte. Scorul, rezultatele, sunt unele bune pentru partidele de dreapta și pentru democrația românească în general. Da, ne place să ne îmbătăm cu apă rece și probabil de aici vine și dezamăgirea care se simte la nivel național. Pentru că după beția aceea cu apă rece, mulți au vin acum și încep să spună: da, dar PNL-ul era la un scor de 45%, de fapt a pierdut votanți, sau PSD-ul era la un scor de sub 20% și de fapt a crescut. Nu luăm în calcul sondajele de opinie de până acum sau greșelile din guvernare. Dacă vreți să vorbim despre greșelile care le-a făcut PNL-ul în anul acesta de guvernare sau să discutăm anumite subiecte controversate, puteți să o faceți, scrieți-mi un comentariu ce vreți să abordăm și vă promit că într-un nou clip voi discuta fix despre acele lucruri. Acum vreau să discutăm un picuț despre rezultatul de pe județ de la aceste alegeri parlamentare. De pe județul Vâlcea, bineînțeles. Vâlceni, felicitări! Vă anunț cu mândrie că suntem cei mai drepți dintre olteni și prin asta vreau să spun că partidele de dreapta au obținut în județul nostru adunat cel mai bun scor. Sau, dacă vreți o altă perspectivă, Partidul Social Democrat a obținut în județul Vâlcea cel mai slab scor din toată Oltenia. Deci, vâlceni, suntem cei mai drepți dintre olteni. Știu că o să ridic niște controverse, dar nu am intrat în politică așteptând ca ele să mă ocolească. Ce s-a întâmplat de fapt la Vâlcea? Electoratul, chiar și cel mai ușor influențabil, începe să-și dea seama măcar un picuț de jocurile politice, de traseismul politic sau de falsitatea în declarații a liderilor politici. Și vă voi explica de ce. Am făcut campanie anul acesta, începând din martie și până acum. Ce pot să vă spun din interacțiunile pe care le-am avut cu oamenii pe teren? Cum se face campania electorală de către un primar care de-a lungul timpului susține, de exemplu, mai multe formațiuni politice. Mamaie, știi că eu mereu am fost acolo pentru mată, da? Ei, vii și tu pentru mine alături la alegerile acestea și pune ștampila pe trandafiri, da? Deci pui ștampila pe trandafiri, acolo, votează PSD-ul. Votez PSD-ul mata și m-a ajuns pe mine, da? Bine, mersi. La câteva luni după, poate acel primar revine și spune: ce faci, bre? Cum te simți? A fost bine, da, da, da. Dar acum, de data aceasta, hai te rog eu, votăm Brăduțul, da? Deci punem ștampila pe Brăduț. Nu mai punem pe trandafir, nu. Pe Brăduț, da? Bine, deci punem ștampila pe Brăduț. Bine, mamai, mulțumesc. La alte câteva luni de zile, revine și spune: mamaie, acum ești alături de mine, punem ștampila pe măr, acolo unde e mărul. Nu mai, nici Brăduț, nu mai, nici trandafiri.
punem pe măr, punem pe măr ștampila. Bine, mama, îi mulțumesc. Ei bine, chiar și cei mai sărași cu duhul dintre acești oameni încep să taxeze un astfel de comportament. Aici e o lecție de învățat pentru toată lumea, chiar și pentru partidele mari. O personalitate politică, oricât de puternică este aceasta, nu migrează electoratul de la un partid la altul. Dar haideți să vă dau un picuț și cu aur, că de pervechi am vorbit destul. Cenușereasa acestor alegeri a fost partidul Alianța pentru Uniunea Românilor, un partid pe care multe forțe politice nici măcar nu l-au luat în considerare că va trece pragul. La fel ca toată lumea, și eu am fost surprins de rezultatul lor, însă mă așteptam ca un val creștin ortodox ultranaționalist să prindă cumva putere și la noi în țară, pentru că Sebastian Ghiță a încercat la un moment dat cu PRU-ul lui să îl călărească acest val. Însă nu i-a ieșit, probabil din cauza imaginei și faptului că oamenii nu îl identificau ca fiind un ultranaționalist, oricât a încercat să aducă o infuzie de capital cu luptătorul tot Ghiță, cum îl cheamă. Problema e că PRU al lui Ghiță nu a avut credibilitate, n-a avut un lider credibil. Acum ceva timp puneam o întrebare pe pagina mea de Facebook și anume, ce vor românii de la clasa politică sau pe cine vor românii în politică? Vor oameni noi, partide vechi, oameni noi, partide noi sau oameni vechi, partide vechi, oameni vechi, partide noi? E complicat, o pun și aici pe ecran. Vă spun că electoratul a scos de pe harta politică românească oamenii vechi din politică. Indiferent că erau oameni vechi în partide noi, cum încerca Ponta să fie cu Pro-România sau Tăriceanu cu ALDE, acum cu fuziunea cu Pro-România, vorbim de Băsescu în PMP sau că vorbim de Pleșoianu în PER, oamenii nu și-au mai dorit, românii de fapt, nu și-au mai dorit oameni vechi în politică și au încercat să voteze oameni noi. Aceasta este realitatea nu numai rezultatului electoral, dar și pe teren. În momentul în care eram în campanie și discutam cu oamenii, atunci le-am spus că votul lor este important. Votul oamenilor către o clasă politică nouă poate influența decizia partidelor de a se reîmprospăta, de a aduce cadre noi și de a se reforma. Bun, să concluzionăm. Electoratul, și spun electorat și nu cetățeni pentru că vreau să fac o distinție între oamenii care ies la vot și votează și oamenii care stau acasă și au impresia că lucrurile se vor schimba fără ajutorul lor. Electoratul nu-și mai dorește oameni vechi în politică. Dar să revenim. Votul pentru aur este un vot antisistem. Da? Este votul care l-a acordat România partidului lui Dan Diaconescu, PPDD-ul. Apropo, oare ce mai face Dan Diaconescu astăzi? Într-adevăr, am o frustrare după alegerile acestea și nu pentru că istoria s-a repetat ca în 2016 și PSD obține un scor bun după 3 ani de zile de ținut oamenii în stradă. Nu. Frustrarea mea vine din faptul că foarte mulți români au votat un partid, o siglă, un nume și probabil una, două persoane pe care le cunoșteau din partea acelui partid. Altcineva nu cred că știe, în afară de două persoane din aur, candidații din județul lor. Vă întreb, câți dintre dumneavoastră l-ați ascultat sau l-ați văzut pe George Cărbunescu, cel care era primul loc la Camera Deputaților și a fost la mari șanse să intre în Parlamentul României? Este un domn de 78 de ani, convins că acest virus, coronavirus, nu este foarte grav și se laudă cu faptul că a fost în de 1 decembrie la Alba Iulia fără mască. Pentru cine dorește, o să las un link către o emisiune de la Etalon TV. Nu o să insist prea mult pe motivele votului antisistem. Votul antisistem este de fapt un vot de opoziție totală față de ceea ce se întâmplă în actuala clasă politică și acest vot antisistem îl înțeleg. Dar m-am uitat, iar partidul acesta, AUR, și-a segregat foarte bine publicul în funcție de preferințe.
E posibil ca dacă te uiți la această înregistrare și ai votat aur, să te încadrezi la una sau mai multe din aceste trei categorii. Grupul antimască, care de obicei sunt și oameni care nu cred în orice tip de vaccin, deci anti-vaxxers, cum se numesc ei, care au primit numai mesaje de tip să nu purtăm măști, să nu punem bodnița la gură și așa mai departe. Al doilea grup este grupul ultra-religios. Este grupul care este supărat de faptul că oamenii nu au avut acces la slujbele bisericești. Sunt oamenii supărați că nu s-au putut duce în pelerinaj. De aici, foarte mulți votanți s-au îndreptat către aur datorită unor campanii mediatice. Am ajuns să mă pup cu românii mei printre garduri! Dar care a prins foarte bine la public. Și a treia categorie, etnia romă. Acești oameni au fost dezinformați, sau poate informați, nu știu să vă zic care este adevărul, cum că liderul aurului este țigan de-al lor, rom de-al lor. În definitiv, noi toți ne dorim o țară ca afară. Pretențiile noastre sunt undeva aici, sus, pentru România. Însă comportamentul nostru este undeva aici, jos. În momentul în care vom învăța să echilibrăm pretențiile cu comportamentul, lucrurile vor merge mai bine. Dacă pretențiile noastre vor coborâ, e posibil să arătăm mai mult ca o țară din estul Europei. Dacă comportamentul nostru se va ridica, dacă ne vom comporta din ce în ce mai civilizat și mai păsători față de cei care sunt alături de noi, concetățeni, atunci și România o să arate din ce în ce mai mult ca o țară de afară, din vest. Și pentru că ne dorim o țară ca afară și consider cu tărie că fiecare e responsabil de o mică părticică de bine din această țară, haideți să vă vorbesc un picuț despre problemele care mi-au fost aduse în vedere de către unii oameni din Vâlcea și ce am reușit să fac până în acest moment și ce încerc să fac de acum încolo. Celebra stație de sortare mecanobiologică de la Fețeni, cea nouă care trebuia să fie construită, voi depune petiția la primărie săptămâna viitoare. S-au strâns 3.000 de semnături, proiectul n-a mai avansat, iar informațiile pe care le am în momentul acesta sunt că acea stație nu va mai fi construită în urma tamtamului făcut de toți cei care au semnat această petiție astăvară. Acum vom vedea și răspunsul oficial al primăriei și dacă cumva este nefavorabil, vă garantez că demersurile de schimbare a locației acelei stații de tratare mecanobiologică le voi continua. Probabil ați văzut că pe Valea Stânciului din Goranu există o problemă de colmatare a albiei. În acest moment încercăm să ne dăm seama cine deține dreptul de a interveni pe acea albie. Am interogat la Apele Române și pârâul respectiv nu este cadastrat. Asta înseamnă că va trebui să adresez o întrebare primăriei și să văd dacă primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este cea care se ocupă de îngrijirea acelei albii și ar trebui cel puțin decolmatată și un pic amenajată pentru ca râul în următoarea primăvară sau cu la următorul cod galben de inundații să nu mai macine în acel mal. Și în al treilea rând, trecerea de pietoni de la Goranu. Am văzut cu mare regret că a avut loc un nou accident pe șoseaua de centură din partea cartierului Goranu. Am primit răspuns de la poliția locală și era oarecum așteptat. Sau nu, era oarecum de așteptat. Poliția locală mi-a spus că nu intră în atribuțiunile municipiului să intervină pe un drum național. Am o informație momentan validată numai din surse neoficiale că drumurile naționale care străbat municipiu sunt în atribuțiunile primăriei de municipiu. Acea trecere de pieton de la Goranu este una foarte problematică, mai ales noaptea, mai ales că în momentul de față se întunecă de vreme.
Următorul pas pe care îl voi face este să adresez o întrebare și către compania de drumuri și să-i întreb cine trebuie să remedieze situația. Vorbim de un bec, adică de prelungirea sau extinderea iluminatului public deasupra trecerii de pietoni și vorbim de o revopsire, retrasare a trecerii de pietoni. Ok, cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut acest vlog, cam știți ce aveți de făcut. Like-uri, share-uri, comentarii, the works. Dar mai important e dacă aveți ceva de dezbătut sau nelămuriri vis-a-vis de anumite decizii, în special politice. Sau poate aveți o problemă de raportat. Lăsați-mi jos într-un comentariu ce aveți de spus și haideți să vedem ce iese. Până data viitoare, aveți grijă de voi!